Păi și cu fetele astea, cu OnlyFans sau cu VideoChat. Au promovat-o pe una, a apărut la toate televiziunile din România că ea face 20.000 pe lună cu OnlyFans și când s-a lăsat de școală. Păi eu dacă am fată în clasa 10-a, de 16 ani, o mai conving eu pe aia să meargă la meditații, să ia bacul. Păi uite, aia și arată păsărica pe internet și face 20.000. Păi mai duc la școală, mai învăț atunci. E total distructiv. Eu aș interzice chestiile astea.